dumneavoastră în seara aceasta. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că m-a ajutat să ajung aici în mijlocul dumneavoastră. Vreau să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră aici, iar pe noi Domnul să ne binecuvinteze acolo la Zalău. Amin. Este un har extraordinar să poți să stai înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vorbească. Dragii mei, vreau să vă spun și vreau să accentuez ceva în seara aceasta. Domnul este aici. Și Dumnezeul care este aici ne cunoaște pe fiecare dintre noi în parte. Dumnezeu este mult mai mare decât mine sau decât oricare alt mare predicator care ar putea să vină în locul acesta să proclame cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care este aici vă cunoaște inimile. Dumnezeu știe fiecare frământare pe care o aveți, fiecare durere, fiecare îngrijorare, fiecare apăsare, fiecare povară. Dumnezeu știe fiecare păcat, fiecare lucru ascuns pe care îl avem, tăinuit, secret, pe care poate îl avem în viața noastră. Dumnezeu știe totul despre noi. Și El în seara aceasta este aici și vrea să se apropie de noi. Vrea să ne vorbească în seara aceasta. De aceea, rugăciunea mea către Dumnezeu este, Doamne, fă ca în seara aceasta cât mai mulți oameni din locul acesta să-și deschidă inimile, să primească cuvântul Tău și cuvântul Tău să aducă multă roadă în viața lor. Amin. Un propovăduitor al Evangheliei a fost invitat să predice cuvântul Domnului. A întârziat și pentru că a întârziat, ușierul a așteptat și în timp ce ușierul îl conducea spre prima bancă unde era diaconul bisericii, ușierul s-a apropiat de urechea vestitorului Evangheliei și i-a șoptit ceva la ureche. I-a spus, frate, am o rugăminte. Te rog frumos în seara aceasta, în predica dumitale, să nu pomenești nimic de băutură. Și la noi sunt ceva probleme legate de băutură și să nu se supere oamenii. Te rog tare mult, predică ce vrei dumneata, Biblie mare, dar nu pomeni deloc de băutură. Fratele n-a zis nimic. S-a dus, s-a așezat lângă diaconul bisericii, care era pe prima bancă, și după câteva clipe, diaconul se apropie și el de urechea propovăduitorului cuvântului și spune, vreau să zic și eu ceva. Și la noi în biserică sunt ceva probleme cu moda. Și am și eu o rugăminte așa, ca să nu se supere oamenii din biserică, să nu se supere ascultătorii, cei care au venit. Știi, dumneata, Biblia mare, de la Geneza până la Apocalipsa, poți predica multe și despre multe. Te rog tare mult, nu pomeni nimic în predică despre modă. După câteva momente, fratele a urcat la pom de deja păstorul era început slujba, păstorul s-a apropiat și el după câteva clipe de urechea predicatorului și a spus, frate, mă bucur atât de mult că ai venit în seara aceasta aici la noi, ai bătut atâția kilometri ca să predici cuvântul, am și eu ceva să-ți spun, știi? Înainte ca să te ridici, e foarte important, dar trebuie să cunoști auditorul, să știi când te adresezi oamenilor, sunt lucruri importante pe care trebuie să le cunoști ca predicator, vreau să-ți spun ceva. Și ar fi tare bine în seara aceasta, în predica pe care Dumnezeu o vei aduce, să nu mai te face cu bani. Și avem anumiți oameni în biserică, oameni importanți, oameni care au ei niște, așa, trag ei niște scori, au bani, dau bani la biserică și fac lucruri bune și nu vrem cumva să-i deranjăm pe oamenii aceștia. Că după aceea ies și eu șifonat, ies rău că eu te-am invitat pe dumneata, nu o să iasă bine. Așa că, bine mare, de la Geneza până la Apocalipsa, sunt extraordinar de multe subiecte pe care le poți aborda. Te rog frumos, ascultă ce spun eu, că eu știu mai bine contextul. Și fratele s-a ridicat, stat în fața oamenilor, cu inima frântă, zdrobită, cu lacrimi care îi curgeau pe obraz. Și a spus, dragii mei ascultători, nu am decât atât să vă spun. Dumnezeu să aibă milă de dumneavoastră, Dumnezeu să se îndure de dumneavoastră și Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră. Amin. Și s-a așezat. Oamenii au început să șoșotească între ei, să murmure. Ce s-a întâmplat? Vreau venit omul ăsta atâția kilometri până aici să ne spună doar atât. Fratele a văzut că oamenii încep să șoșotească între ei, s-a ridicat și a spus, fraților, de când am venit aici în locul acesta, de când m-am întâlnit cu primul om, până la al treilea cu care am stat de vorbă, fiecare dintre ei, rând pe rând, mi-au spus ce nu am voie să predic. Și atunci eu m-am gândit, dacă doar cu trei oameni m-am întâlnit și ei deja mi-au spus ce nu am voie să predic, mă gândesc că aici, fiecare dintre dumneavoastră,
anumite teme pe care n-ați dorit să le predic și atunci ce să predic? Nu mai am ce să predic, nu mai am ce să vă spun din partea lui Dumnezeu. Nu mai am niciun cuvânt pentru dumneavoastră. Spune cuvântul Domnului în versetul 10, Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Dar ei n-au vrut să asculte, accentuez, subliniez. Ei n-au vrut să asculte. Nu spune cuvântul Domnului că ei n-au putut să asculte. Ei n-au vrut să asculte. Și dacă cu mii de ani în urmă erau oameni care nu vroiau să asculte și să primească cuvântul lui Dumnezeu, la fel și astăzi, după mii de ani, sunt oameni care refuză, resping mereu repetat, constant cuvântul lui Dumnezeu. Ce să-mi spună mie Dumnezeu? Ce are Dumnezeu pentru mine să mai vorbească? Dar vreau să vă spun că mă bucur în seara aceasta că m-am întâlnit cu mai mulți frați, dar niciunul dintre ei nu mi-a spus, frate Marcos, n-ai voie să predici despre cutare sau cutare sau cutare lucru. Așa că mă simt foarte liber în seara aceasta aici să predic tot cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să proclam cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vreunul dintre noi este deranjat, este supărat, fie ca supărarea aceea și tristețea aceea să fie una bună și să ducă la pocăință, să ducă la zdrobire. Știm din Biblie că cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Știți de ce e o sabie cu două tăișuri? Știți de ce are două tăișuri? Un tăiș trebuie să taie în predicator și un tăiș trebuie să taie în cel care, în cei care ascultă pe predicator. Dragii mei, mesajul acesta nu este doar pentru dumneavoastră. Este și pentru mine, care trebuie să mă pocăiesc, să mă sfințesc, să mă apropiu de Dumnezeu, să trăiesc cu Dumnezeu, să umblu cu Dumnezeu, să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Nu predicăm doar pentru ceilalți, predicăm și pentru noi. Și cuvântul acesta este și pentru mine și pentru dumneavoastră. Dar Manase și cei din vremea lui n-au vrut să asculte. Am fost într-o biserică și am predicat Evanghelia și în predica aceea am atacat și păcatul băuturii. La final a venit conducătorul bisericii la mine și mi-a spus, frate Marius, a fost bine, a fost în regulă, dar nu pot să înțeleg de ce a trebuit să vorbești de băutură. Frate Marius, la noi în biserică a venit cineva nu de mult, e o familie, soț și soție și ei mai au probleme cu băutura, dar ei vin mereu constant și deja începe cu cateteză cu ei. Și noi am gândit că îi botezăm și apoi o să se lase ei în timp, că acum nu pot. Acum nu pot să se lase. Dar după ce se vor boteza, se vor lăsa ei în timp. Am stat, m-am uitat, mirat, șocat și m-am gândit ce fel de Evanghelie este aceasta? Ce fel de Scriptură este aceasta? Ce fel de cuvânt este acesta? Ei nu pot să se lase, frate Marius, acum. Dar după ce se vor boteza, se vor putea lăsa. Ei nu vor să se lase. Vă rog, deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa, capitolul 2. Apocalipsa, capitolul 2. Apocalipsa, capitolul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 21. Vorbește Dumnezeu aici despre o femeie stricată din biserica din Tiatira, despre Isabela și spune versetul 21. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Accentuez, nu vrea să se pocăiască. Cuvântul Domnului nu spune, nu poate să se pocăiască. I-am dat vreme să se pocăiască și nu poate să se pocăiască. Săraca de ea, nu poate să se pocăiască. Nu pot, comportamentul meu, structura mea genetică, înclinațiile mele, moștenirea mea genetică, toate astea nu mă lasă, nu pot să mă pocăiesc. Nu e adevărat. Și punctul de la care pornim în seara aceasta în propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu este că putem să ne pocăim. Și cine nu se pocăiește, nu se pocăiește, nu pentru că nu poate să se pocăiască, ci pentru că nu vrea să se pocăiască. Cine nu se smerește, nu se smerește, nu pentru că nu poate să se smerească, ci pentru că nu vrea să se smerească. De aceea pornim din punctul acesta, seara aceasta, știind că cu ajutorul lui Dumnezeu ne putem schimba. Ne putem smeri, ne putem pocăi și putem să plecăm din locul acesta altfel decât cum am venit aici. De aceea, în următoarele momente, ne vom uita la etape din viața unui fiu risipitor.
fratele nostru Charles Spurgeon îl numea pe Năpanase fiul risipitor al Vechiului Testament. Și ne vom uita etapă după etapă cum a trecut omul acesta, tânărul acesta spre bătrânețe și cum tânărul acesta ajungând mai în vârstă îl întâlnește pe Dumnezeu sau Dumnezeu îl întâlnește, iar Dumnezeu iasă în cale. Și prima etapă la care ne uităm în cuvântul Domnului legat de Manase, legat de împăratul acesta lui Iuda, este răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu și de la versetul 1 până la versetul 9 vedem cum omul acesta mereu și mereu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Tatăl lui se numea Ezechia, un împărat bun. Și mare dacă te duci la viața lui Ezechia, vei vedea că a fost un împărat care a trăit după voia lui Dumnezeu. A avut și coborâșurile lui. Dar mare a fost un om după voia lui Dumnezeu. Mama lui se numea Efțiba. 2 Împărați, capitolul 21, versetul 1. Unii cercetători ai Scripturilor spun că Hefțiba, mama lui Manase, era de fapt fiica profetului Isaia. Nu știu dacă este adevărat, dar dacă este adevărat, imaginați-vă ce părinți extraordinari a avut Manase. Gândiți-vă că Manase a fost nepotul lui Isaia, profetului, a marelui profet Isaia. Însă cu toată această zestre, am spune noi, cu tot acest context extraordinar, cu un tată nemaipomenit, cu o mamă evlavioasă, Manase alege la un moment dat, la un punct în viața lui, să întoarcă spatele lui Dumnezeu, să fie liber, să meargă, să-și facă de cap. Și spune cuvântul Domnului că a început să păcătuiască din ce în ce mai mult, ca să-L mânghe pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 51, că în păcat m-a zămislit mama mea. Încă de când ne naștem, în fiecare dintre noi există sămânța răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Să fac ceea ce îmi place mie, nu să fac ceea ce îmi place lui Dumnezeu. Să aleg drumul meu, să aleg calea mea. Nu să mă duc pe drumul lui Dumnezeu și pe calea lui Dumnezeu. Încă de când ne naștem, prin venele noastre curge păcat. Și până vom muri pe pământul acesta, prin venele noastre curge păcat. De aceea fiecare dintre noi, înclinația noastră primordială este înspre păcat, înspre răzvrătire. Vrem să alergăm împotriva lui Dumnezeu și nu înspre Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată, mergeți la piață sau la magazin și cumpărați un kilogram de mere. Și luați mărul acela frumos, vă uitați la el, mărul acela uriu și mergeți acasă, îl tăiați și în el este un vierme. Și stai și te uiți la mărul acela și te întrebi, dar pe unde fi intrat viermele, că n-am avut nicio gaură, nu văd pe unde, nu înțeleg. Cum a ajuns viermele acolo, înăuntru mărului, că pe din afară arăta atât de frumos? Știți cum? Cu mult înainte ca mărul să fie, măr a fost doar floare. Și a trecut pe acolo insectă și a lăsat un ou în floarea aceea. Și floarea s-a dezvoltat și apoi, încet, încet, s-a făcut un măr mic, apoi mărul a crescut, dar înăuntru mărului acela era un ou. Și oul acela s-a dezvoltat și el și a crescut și el, a evoluat și el și a ajuns un vierme. Pe din afară, foarte frumos, pe din afară aurim, pe din afară ți iau ochii, dar pe dinăuntru e viermele acela. Înăuntrul fiecărui om există tendința înspre răzvrătire. În păcat m-a zămislit mama mea. În păcat. Cu câteva zile în urmă a fost la o familie, o familie de oameni credincioși. Și i-am găsit plângând. Îmi spuneau, frate Marius, avem 3 copii. Și băiatul nostru, copilul nostru cel mai mare, are 20 de ani. Ultima dată când l-am văzut acasă a fost vinerea trecută. Lora, unul vrea să plece, să iasă din casă și eu, ca și tată, am simțit ceva, că trebuie să-l opresc și să-i spun ceva. Să-i spun ceva din partea lui Dumnezeu. Și când l-am oprit și am vrut să îi spun câteva lucruri din partea Domnului, s-a uitat la mine și a spus, dar cine ești tu să-mi vorbești mie? Băiat de 20 de ani, îi spune tatălui de 48 de ani, dar cine ești tu să-mi vorbești mie? Nu s-a uitat probabil la mâinile lui bătătorite, nu s-a uitat la crăpăturile de pe mâinile lui. Dar cine ești tu? Nici tatăl mi-a spus, eu sunt cel care te-am crescut, eu sunt cel care te-am îmbrăcat, eu sunt cel care te-am ținut în școală, eu sunt cel care am avut grijă de tine, eu sunt cel sub a cărui acoperiș stai, eu sunt cel care spune de mâncare înaintea ta, eu sunt așa. Nu, un tată extraordinar, un tată blând. Iisus, fiule, nu te duce, nu ieși pe ușa asta. Nu, tată, n-am nevoie să mai spui nimic. Și spunea tatăl, a fost ultima dată când l-am văzut,
Până când vineri noaptea la două am primit telefon să mă duc. El era prins, arestat de cei de la DIPOT. Fiul meu a fost arestat pentru 29 de zile și acum riscă între 3 și 15 ani. Și tatăl se uita la mine și zicea, frate Marius, frate Marius, de ce n-a vrut să mă asculte? De ce n-a vrut să mă asculte? Și mi-a rămas în minte întrebarea aceasta, de ce n-a vrut să mă asculte? Nu a zis, de ce n-a putut să mă asculte? De ce n-a vrut? De ce n-a vrut? Dragii mei, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 4 copii. Și mulțumesc Domnului, un dar extraordinar. Mă simt așa de cinstit de Dumnezeu. Dar mă uit la copiii aceștia care sunt mici, de la 5 ani și 10 luni până la ultimul care are 7 luni. Și mă uit la fiecare dintre ei și văd că, deși sunt frumoși, deși sunt extraordinari, este ceva în ei, este ceva care îi face să se răzvrătească. Este ceva în ei care îi face să nu accepte autoritatea. Vor să fie liberi. De la 5 ani și 10 luni vor să fie liberi. Dar tati, poți să mă fac și eu pe unghii. Dar dragă, n-ai numai 5 ani și 10 luni, trebuie să faci pe unghii. Dar tati, cu lachii în color. Cu lachii, nu se vede, nu știe nimeni. Dar mă lași? Dar dacă să mă fac pe buze, mă lași? Dar nu te las. Dar auzi, mă fac eu cu ceva, dar nu se vede la 5 ani și 10 luni. Și trebuie să stai, și trebuie să explici, și trebuie să dezbați, și trebuie să vii cu argumente, cu contraargumente. Dragii mei, în fiecare dintre noi, începând de la copilul acela de câțiva anișori, până la omul acela în vârstă, este acea repulsie înspre adevăr, înspre Dumnezeu, înspre cuvântul lui Dumnezeu. Manase, în ciuda contextului extraordinar, în ciuda unui tată nemaipomenit ca și Ezechia, Manase a spus, nu vrea pe Dumnezeu. Și știți ce a făcut el cu copiii lui? Și-a luat primul foc și l-a dus în valea fiilor lui Hinom și l-a pus în brațele lui Moloch. Moloch era o statuie de bronz, o statuie imensă de bronz, în pântecul acestei statui era un cuptor încins și se încingea și se încingea până se înroșea acea statuie și atunci venea părintele și își punea copilul în brațele acestei zeități, în brațele acestei statui. Și îi închina acestei statui. Care era scopul? Scopul era următorul. Ei credeau că va veni binecuvântare din partea zeității păgâne. Și spuneau ei credeau în reîncarnare. Spiritul acestui copil va intra în trupul următorului copil care mi se va naște. Deci nu pierd nimic. Nu am decât de câștigat. Ei, Manase, în ciuda faptului că tatălui a dat la o parte toți acești idoli, a măturat tot ce era spurcat în țară, Manase a dus toate spurcăciunile și urăciunile, le-a dus înapoi. Și nu doar atât, nu s-a oprit aici. Spune că a dus idolul, l-a dus în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Și a spurcat și templul lui Dumnezeu și a spurcat curțile casei Domnului. Dar, dragii mei, acela a fost Manase care a trăit cu 2000 și ceva de ani în urmă. Dar oare astăzi mai este răzvrătire? Ne uităm în jurul nostru, ne uităm la noi. Este oare răzvrătire? Haideți să ne uităm puțin la nivel global, pe pământul acesta. În 21 ianuarie 2013 a fost inaugurarea celui de-al doilea mandat al președintelui Statelor Unite ale Americii. Și acum s-au gândit toți de cine să chemăm să se roage. E nevoie de cineva pe o țară, așa zis creștină, ca și Statele Unite ale Americii, e nevoie de cineva care să vină să facă o rugăciune. Lângă faptul că mai chemăm tot felul de circari și de oameni acolo care se gânde, milioane de oameni care stau acolo și se uită și alte zeci de milioane care se uită la televiziune sau pe internet. Trebuie să fie și cineva care să facă o rugăciune. Dar, l-au chemat pe un episcop, un doctor în teologie, Louis Leon, de la Biserica Episcopaliană din Washington. Însă consilierii președintelui Americii s-a apropiat de el și a spus, auzi, noi avem o rugăminte pentru tine, știi? În țara noastră deja sunt foarte mulți musulmani și oameni de alte religii. Știi, în rugăciunea pe care o vei face pentru președintele nostru, te rugăm tare mult să nu pomenești numele lui Iisus. Te poți ruga lui Dumnezeu,
O să spui cel binecuvântat, cel divin, cel atotputernic, cel care conduce universul. N-avem nicio problemă, dar în rugăciunea dumitare să nu pomenești deloc numele lui Iisus. Dragii mei, știți ce a făcut? S-a dus pe platformă, s-a rugat 3 minute și 55 de secunde și nici măcar o singură dată n-a pomenit numele lui Iisus. Nici măcar o singură dată. Știți de ce lumea se răzbătește împotriva lui Dumnezeu? Pentru că biserica a ajuns să se răzbătească împotriva lui Dumnezeu. Știți de ce lumea a ajuns să nu mai aibă frică de Dumnezeu? Pentru că sunt biserici care nu mai au frică de Dumnezeu. Știți de ce sunt biserici care nu mai au frică de Dumnezeu? Pentru că au ajuns predicatori să fie care nu mai au frică de Dumnezeu. Și lumea aceasta se răzbătește împotriva lui Dumnezeu. Știți că în Franța sunt mai mulți vrăjitori și vrăjitoare declarați și declarate decât predicatori? Știți că în Anglia, în Marea Britanie, în fiecare lună se închid biserici și se deschid moschei? Dragii mei, dacă ne uităm la nivel global, lumea aceasta se răzbătește și întoarce spatele lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la noi, în țara noastră. Am ajuns să-L închidem pe Dumnezeu de lumea până sâmbătă într-o clădire. Și îl închidem bine acolo și îl ferecăm bine acolo. Lasă că mai mergem duminică. Iar dacă avem ceva probleme, mergem până în Moldova, mergem până în partea cealaltă, ne călcăm în picioare, 10.000 de români care se duc. Să ce? Dar îl închid pe Dumnezeu în biserici. Îl punem pe Hristos la gât, dar nu-L mai avem în inimi. Îl punem pe Hristos pe cruce și punem crucile pe acoperișuri de clădiri. Dar nu ne mai ducem crucea. Îl punem în poze și lipane, dar îl înjurăm. Dragii mei, știți că musulmanii n-au curajul să-L înjure pe Allah sau pe Mahomet, pe profetul lor sfânt? Nu au curajul. Nu au curajul. În ciuda acestui fapt, mulți dintre cei care se declară creștini, mulți dintre ei își bat joc de Dumnezeu. Dragii mei, cei mai mulți directori de televiziune la noi din țară sunt creștini. Dar, dragii mei, ei când fac grila la televiziunea lor, credeți că fac grila după frica de Dumnezeu? Eu mă tem de Dumnezeu. Asta nu pun în program. Asta nu pun în grilă. Filmul ăsta nu pun în grilă. Dragii mei, oameni care spun că sunt creștini, dar sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Ei, Manase a fost omul acela care s-a murdărit și s-a bălăcit în ticăloșiile lui și în păcatele lui. Dar poate unii se răzvrătesc și nu pe față. Spune cuvântul Domnului și așa începe în versetul 2, că El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și înainte ca să ajungă să facă tot mai mult rău și să facă și înaintea oamenilor, să vadă oamenii, El a început probabil foarte secret, foarte încet. Și a început să facă rău înaintea Domnului. Dumnezeu ne vede și în camera aceea întunecoasă și crezi că nu e nimeni acolo și nu știe nimeni. Ești tânăr și dai drumul la laptop și la internet și navighezi pe internet și te duci în stânga-dreapta și zici, nu-i nimeni aici. Nu mă vede nimeni. Nu știe nimeni, nu știu păstorii, nu știe comitetul, nu știu frații din biserică, nu știe nimeni. Serios? Dar crezi că nu știe nimeni? Dumnezeu e acolo. Și rău pe care îl faci mai întâi înaintea lui Dumnezeu. Sunt cu prietena, ești la plimbare, cerul stelar, bolta frumoasă, sunt numai noi doi. Nu ne vede nimeni. Serios, nu te vede nimeni? Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e acolo și vede. Dumnezeu e acolo. Și orice facem noi, orice spunem noi, orice gândim noi, Dumnezeu e acolo. Însă Manase, deși se răzvrătește înaintea lui Dumnezeu, textul continuă și spune că următoarea etapă din viața lui este una, a spune noi, obișnuită, normală. După răzvrătire urmează a doua etapă, repercursiunile răzvrătirii, repercursiunile păcatului, repercursiunile nelegiuirilor, consecințele a ceea ce faci. Și ascultați versetul 11. Atunci, Domnul a trimis împotriva lor
pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Atunci, după ce Dumnezeu i-a vorbit și dacă citiți 2 Împărați 21, Dumnezeu a trimis profeți, proroci la Manase și la popor. Și a spus, îndreptați-vă căile și patele. Și Manase și popor a spus, nu vrem să auzim. Nu vreți să auziți? Atunci vine Dumnezeu și trimite pe solii împăratului Asiriei ca să-l lege pe Manase și să-l ducă în Babilon. Pentru că întotdeauna, dragii mei, după răzvrătire, vin repercursiunile. Și vreau să vă spun, cel mai frumos lucru, și e chiar o binecuvântare, poate unii nu veți fi de acord, dar e chiar o binecuvântare, e o mare binecuvântare ca degetul lui Dumnezeu să apese asupra ta după ce te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, după ce ai păcătuit. Nimeni nu știe, nimeni nu vede, nu știe biserica, nu știe frații, nu știe orașul, nu știe nimic, numai eu știu. Cea mai mare binecuvântare este să te prindă Dumnezeu. Cea mai mare binecuvântare este să te zdrobească Dumnezeu, să te trântească la pământ. Cea mai mare binecuvântare este să ajungi în punctul acela cel mai de jos. E cea mai mare binecuvântare. Dragii mei, în textul acesta, cea mai mare binecuvântare pentru Manase au fost lanțurile de aramă. Nu lățișoarele de aur pe care le-avea cămpărat. Nu, nu, nu. Nu hainele alea frumoase pe care le-avea cămpărat, haine după haine, de la cele mai scumpe case de modă. Nu, 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 alea a fost binecuvântare pentru Manase. Nu palatului, nu sceptrul regal, nu cununa de aur. Cea mai mare binecuvântare a fost atunci când au venit solii împăratului Asiriei, l-au pus în lanțul de aramă și l-au dus și l-au aruncat într-o temniță. A fost cea mai mare binecuvântare. Dragii mei, știți care e cel mai cumplit lucru? Cel mai cumplit lucru este ca un om să păcătuiască și să păcătuiască cu succes. Și să păcătuiască și să păcătuiască și să păcătuiască și Dumnezeu să nu-i taie care. Și zice, omul ăla ajunge să spune, eu păcătuiesc, nu știu de nimeni. Mă zic, măi, chiar am bani, chiar am de toate și sănătos. Nu zic nimic, Dumnezeu nu-i taie calea, Dumnezeu nu-i taie. Mă, cred că nu-i așa de rău. Dar nu cred că o fi așa mare păcat ce fac eu. Dar nu sunt atâția care fac? Cea mai mare dramă să nu-ți iasă Dumnezeu în cale. Încă de când eram mai mic, am făcut și eu rugăciunea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, știi ce te rog? Doamne, te rog frumos, când păcătuiesc, Doamne, când greșesc împotriva Ta și nu realizez, Doamne, și nu mă pocăiesc imediat, Doamne, te rog frumos să intervii. Doamne, te rog să nu mă bastare. Te rog să nu mă pedepsești tare, te rog să nu mă lovești tare, dar, Doamne, te rog să intervii, te rog să nu mă lași nebunia mea. Te rog, Doamne, știu că păcatul deformează, știu că păcatul întunecă, știu că păcatul orbește, știu că păcatul împietrește. Doamne, nu mă lăsa, tai în calea, Doamne, intervin-o în viața mea. Dragii mei, harul cel mai mare este să-ți stai Dumnezeu calea când ești în drumul răzvrătirii. Să-ți vină Dumnezeu în cale, să te aducă Dumnezeu în punctul cel mai de jos. Cum a ajuns și Fiul Mistuitor al Noului Testament, la rături, la porci. Și spune cuvântul, acolo și-a venit în fire. Știți de ce, dragii mei? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne iubește așa de mult și nu vrea să ne lase să perseverăm în păcatele noastre, să păcătuim cu succes, să ne răzvătim cu succes. Cineva spunea, păcatul întotdeauna te duce mai departe decât vrei să ajungi. A, fac eu lucrul ăsta, lasă, că nu știe nimeni. O să te ține mai mult decât vrei să stai. O, oricând mă pot lăsa, oricând. Nu-i problemă, nu mai fac încă o dată. Mâine va fi prima zi de când nu voi bani. Încă o dată, lasă, ultima dată. Și te va costa mult mai mult decât îți imaginezi că poți plăti. Niciodată, probabil, Manase nu s-o fi gândit că păcatul va duce până în Babilon. O fi gândit el, păi am aici, pe mine, tot felul de oameni. Oameni care teamă duhurile, oameni care spun viitorul. Unde au fost oamenii care au spus viitorul? De ce mi-au spus viitorul că va ajunge în lanțul de aramă la Babilon? Unde au fost oamenii care umblau cu duhurile necurate? Unde au fost? Dragii mei, întotdeauna există repercursiuni, întotdeauna există consecințe. Atunci